Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, suntem la italien. Mi-am adus un pic de mâncare, mă scuzați că se aude așa. Da, repede îi filmez. Și, da, bine ați venit la un nou episod. Să nu uitați de butonul de like, subscribe și let's go. Azi avem o sugestie, cam așa, o sugestie, o surpriză mai mult ca sigur, din partea Alexandrei, în care, nu, s-a întâmplat ceva pe o perioadă un pic mai lungă cu ea și am zis că o să ținem secret și am ținut tot secret, numai că așteptăm să vină cineva. Ea ne pare, zici că e pe italian, dar se pare că nu. Nu, de când a murit, să zic așa, e un pic cam ciudat. Deoarece toată mafia s-a destrămat, abia de-am rămas câteva persoane și e greu. Ah, da, bă. Unde e Alexa? Ale. Am înțeles. Alexa, da, a spus să Mami. nu e mai pe aici. Ah, bine. Las că revine imediat. Ia. Să sperăm. Stai acolo. Ați auzit, guys? Deci ați auzit care e toată faza. Morinet. Hai că nu e bine să mănânc aici de față cu voi, dar uitați, cred că a venit așa. Stați cât de bine acolo cu armele alea. Și vă zic doar când să vorbiți voi, bun? Fii atent, tu o să apari când o să zic eu, haide. Ți-am zis. Că e greu. E greu. N-am ce facem. Asta e. Uite, au venit băieții din Curcubeu. Salut, salut. Vezi că nu te auzi. Te auzi foarte încet. Mai deschide și tu gura aia, mă zic. Oare? Nu poți să faci un roleplay de ei. Oare? E ok? Hai de aici în față. Băi, asta cu armă în mână. Hai în față. Sau celălalt, haide. Măi, fii atent. Nu vreau să afle. Mă ascultați? Scot boys de elite în seara asta, gata, s-a terminat cu el. Mă ascultați? Da. Bun, să nu se afle nimic de surpriza, Kinderul ăla surpriza, știi de? Știi ce zic? Da. Bun, nimic, până nu va veni maica sa înapoi. Da. Bun. Desigur. Deci niciun sunet, nimic să nu se audă. Dacă aud că ați cerpit ceva, vă mor pe amândoi. Cum a murit Italianul, așa o să muriți și voi. Ai auzit? Da. Bun. Stai, împrăștiați-vă un pic pe aici. Verificați zona. Kick. Hai să scriu un mesaj la... E, mai vorbim și eu singur la el. Fă, hai înapoi! Unde te-ai dus? Ai dispărut? Iar te-ai dus la... Po... Mititica, cred că-i mere tu imediat. Că, na. Băi, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg, deci nu pot. Mamă. Auzi? Da. Vezi că cred că este unul îmbrăcat în alt. Mă duc să-l elimin. Așteaptă, mi-e întreabă numai ce caut acolo. Dar încă nu. În vreo 2 minute, cam așa de pe ceas, știi? Da. Bun. 2 minute de pe ceas, tot acolo. Unul dintre voi pleacă. Poți să te duci.
dar prin spate, prin spate, prin spate. Unde copertina aia, știi? Unul bună ziua, unul... bună ziua. Oh, bună ziua, domnul Bebe, ce faceți? Domnule, am venit să vorbesc cu Larisa. Larisa e plecată iar la târg. Dar avem o surpriză. Da, bună ziua. Ce surpriză? Bună ziua, bună ziua. Stai un pic să lași arma asta jos, că mă pregăteam de ceva jaf, dacă pot să... Domnul Bebe, am putea vorbi între noi? Putem să lăsăm, că nu are nicio treabă omul să mă mie. Dar ce VMB-uri! Alea-s VMB-uri, nu? Du-te, uite-te la ele, bulioane, vezi dacă au motor bun. Kinder, ieși. Nu. Cine e Kinder? O să vezi imediat o surpriză. Cine a vorbit? Uite-te. Unde e? E în fața ta. Bebe, e stricată rău mașina aia. Bă, cine e la mic? Ce copil e ăla? Băiatul e tălănă. E, ci, din câte am înțeles, e făcută cu Larisa. Asta da. E băiatul italian, mă? Da, da. Cum te cheamă, mă, ăsta mic? Patrick. Vero. Cu Larisa. Patrick Vero. Au făcut cu Larisa. Tu te mă de aici, mă, și dă-mi pace să vorbesc cu băiatul. Păi da, Andrei era cu Larisa și... Păi da, dar Andrei era cu Larisa, dar Larisa era cu mai mulți, înțelegi? Adică? Da. Adică era prietenă cu foarte mulți oameni din oraș de aici. A. Înseamnă că au făcut flu cu toți? Bă, taci din curătă. Bă, potolește-te. Ia, asta cu ochelare, du-te până acolo și verifică ce se aude așa. Da, da. Du-te mai repede. Băi, Patrick, ce da. Faci, mă? Bine. Bă, dar cât de repede că... Bă, dar italianul știe că el are copil. Nu a aflat. A murit prea de repede. A vrut băi, să fii spun atent. Alexandra, da. Uite-te aici ceva. Uite ce mesaj am primit pe telefon. Eu am crezut că mă sună cineva și când colo am primit mesaj, stai așa să arăt. Am făcut tot, mă cam, doar așa gâtul. Am făcut niște genuflexiuni dimineața și mi-am cam sucit un pic. Tot ce la consum ești, să lăcăți bogați părinții. Eu te dau la lopată. Ia uite ce zice aici. Mamă. Adică, ce aia? Nu-mi vine să stai așa, stai așa, iau-ți. Da, da, domnul, a rezolvat. Nu pot să cred, oare el ar fi? Na, auzi. BBS, am nevoie de tine, ajutor. Sunt răpit de niște persoane. Salvează-mă, te rog frumos, salvează-mă. Nu. Au. Adică? Tu de acolo, adună-l și pe celălalt repede, avem misiune. Scoate-ți da, da. Armele. Ce? Deci dacă el e, mergem acum după el, suntem pregătiți. Tati, repet? Tu vei sta acolo în casă, protejat. Va sta cineva cu tine. Băi, eu știi ce zic? Eu zic să mergeți să-l căutați, dar, nu știu, eu am o bănuială, de asta am venit aici. Ce fel eu de bănuială? Am o bănuială cu Larisa. Da, să știu că Larisa n-a fost. N-am mai venit de mult pe ăsta, n-am mai dat de ea să vorbesc cu ea. Eu am o bănuială că e implicată în treaba asta. Eu cred că ea a fost planul ăsta. Da, e cu mă, că e mami meu. Da, târful nu o să-l duci pe băiatul un pic mai acolo, nu trebuie să asculte... Băiețel, hai cu mine, băiețel, hai cu mine. Nu mai pot. Domnul Bebe, să mergeți, ne jucăm, hai să mergeți, ne jucăm. Nu stau. Am impresia că ea a stai să lăs aici arma asta de jucărie jos. Ea a făcut... Eu decis moartea, să zic așa. Dar dacă e viu... Răzbunăm. Fă mai obosit. Mă, îl ducem și îl punem să facă duș, o să vedeți.
aștepți în episodul de mâine. Îl punem să facă. Am înțeles. Domnule. Da. Nu știu cum să facem. De unde, unde am putea să începem căutările? Mi-a trimis acest mesaj. Și... eu știi ce mă gândesc? Spune. Eu mă gândesc să nu... să nu fie cumva o... o capcană? Mai e mult ca sigur, dar m-aș gândi să-l căutăm prima dată. Dacă era o capcană în și spunea unde să mergem. Îmi spunea, vino și aici, știi, dacă îl punea cineva să zică. Da. Oare să mai primesc un mesaj de la el astăzi? Sigur, dar oare nu ar fi în peștera părăsită? Alături de cealaltă persoană, știi ce zic? Bă, ați auzit? Am auzit. Bă, iertați-mă, dar nu mai puteam, mă dura buta și m-am eliberat, iertați-mă. Poți să mergi un pic mai colo, mai în spate, nu? Nu, iertați-mă. Deci, domnul Bebe, îl putem căuta? Vrei să merge? Să mergem la mine acolo? Hai să mergem, n-avem ce face. Unde mergem? Hai să mergem. Haide. Unde mergem, în mașină toată lumea. La mina părăsită. Pe fosta mea. Hai, colegul. Tu n-ai avut în viața ta, femeie, mă, ta singură. Am avut o gospodară, vai, mă. Păi? Înțeles. Hau. Du-te. Mă capru. Am o mașină, domnul, am o mașină. Hai. Dar unde e mina? Nu știu, uite-i după ei. Trebuie pe căscuță, știu. Ia, du-te. Du-te, bă. În ce parte o luat-o? Îți pun acum pe GPS. Pune. Vai. Eu? Care ești, domnul? Dacă ești. Cineva de mafie. Ce mafie, mă? Dă-i drumul, dai. Băi, ai 3 secunde. Da, nu, lasă. Stai. Nu-l omor. Băi. Înapoi. Ia. Înțeles. Bă, ce aveți mai aici? Nu știu ce zice ăla acolo, ce se bâlbe. Am venit și eu în vizită aici. Familia este mai sus acolo și... am văzut aici o peșteră și aș vrea să intru în ea să văd ce faci. Domnul Bebe, am ajuns mai repede ca domnul ăsta. Da, domn, că m-am oprit un pic de vorbă, că bătuse rău ăștia un... Am înțeles. Cum am putea deschide ușile astea? Păi, ăla dacă se umfla la George... Ai vreo soluție? Cred că știu, intru cu mașina ea. Stai, pe că am film de ce, pe cineva aici. Iată, deci vă, că dau un pom din ea. Să vezi cu sărău. Băi, poate, stai cu minte, mă. Bine. Băi, să-ți rup mâna pe aici? Încercam. Poftă mâna pentru mine, guys. Mai avem altă soluție, a? Vreți cineva o bere? Hai, bebe, că vin și o sparg. Îi dau talpă. Îi dau drumul. Ce bere? Mișoarele? Bom. Dați-vă. Da. Tăte, băi, Patrick, că vine ăsta micu. Bombală? Haide. Ai sunt mașina? Neau. Mamă, doamna spartă. Stai să încerc să sparg ușa, dă-te așa. Gata. Da-te cu apchilei. Mi-a făcut mașina din... Aole, dă-te mă. Are cineva lanterna? Nu mai faci, nu vezi că e spart, Ibi. Doamne, n-am la mine. Italianul, săracul. Hai, veniți în coace. Eu n-am arme, eu dau cu pumnul. Nu cine să dai în șoarici? Bă. M-aud! Ce se aude? Eco! Eco! Aoleu. Bebe! Ce pune, bebe! Mă, George, lasă-mă o bere, mă! Bucării țipă, mă, așa. Pentru Neric. Cred că trebuie să omorăm niște oameni în plus aici, ce zici? Hai, câte unul. Hai, bare. Bare aici, domnul. Hai, Patrick, du-te acolo. Nu mai pot.
Domnul cu arma, luați-o în fața mea. Așa. Sunteți înarmați. Să-l ia careva în brațe pe poate. Nu, gata, merge, merge. Poate că te iau în brațe. Îl iau eu în brațe, îl iau eu în brațe. Nu, stai. Băi, copilu, tu ți-e frică. Mie? E curajos. Suntem mulți. Bă, Andrei, vezi că e ceva în spatele tău. Bă, potoliți-vă că de aici se îngroașă treaba, e foarte întuneric aici. Deja m-am căcat. A, bă, bebești o fetiță. Ia, bă, că mă duc. Să ne desporțim. Ia du-te, mă, tu bulioane în față, ia du-te, bă, cum faci. Bă, vrei să vezi cum mă duc eu, bă? Bă, ia, ia să văd, da, ia să văd. Ia stați, mă, aici, lăsați-i să se ducă el. Îl cheamă bulion? La, 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 la. Fieți-mi ce speri. Bă, umbră, ajutor, am văzut o umbră. Bă, ce faci, mă? Că am văzut o umbră. De furtun. Da, ce pantaloni uzi așa întricat? Că nu pantaloni, bombalăule, că e o salopetă. Bă, iar nu mai avem respect. Așa ai zis, să dau când începe cineva pe aia. Tibi, încătușează. Încătușează și de la afară de aici. Îl dau eu. Hai, Tibi, am ne trebuie. Bulion, bombalu. Lanterna. Și că n-am lanternă. Nu mă s-ar fi grijă la cap. Doamne ferește, să se întâmplă ceva, păi te scos. Cred că am făcut pe mine. Da, păi că nu cred că a fost o idee bună. Știu că partea cealaltă este un pic de înfundătură. Dați-vă mă așa. Gata. M-am dat. Lasă-mă. Suntem mulți. Ia uleiul ce m-a sfidat. Băi, tăceți, mă. Eco. Băi, ceva în spate, băi, ceva în spate. Eco! Bă, fugiți! Fugiți, bă! Fugiți! Bă, cine este aici? Bă, e mort! Bă, cine este aici? Bă, e mort! E mort! Copchilul! Copchilul! A rămas în spate? Poți să te iau în brațe? Ce, mă? Naaa! Te-am venit acasă. Dar voi ați auzit? Ia veniți toți aici în jurul meu. Ia strângeți-vă toți în jurul meu. Stai așa. Poți să înregistrezi și eu dacă dai ceva să vă... Ia. Stați toți aici în jurul meu să vă arăt ce am primit pe telefon. Ia că-ți curios ce-o primit. Ce să aud? Citești tu? Bă, bă, stai așa că am adus eu o mătură aici, că e... Bă, iată ce-ți mă și ascultați aici ce mesaj am primit pe telefon de la italian, ia auziți. Leveroise, am nevoie de tine, ajutor. Sunt răpit de niște persoane, salvează-mă, te rog frumos, salvează-mă. Bă... Ați auzit? Încă e în viață? Da. Cine, bă, italianul ăsta, bă, că m-ați nenorocit, că cu Andrei nu... Bulioane, nu l-ai văzut tu. Bulioane, de unde e mătura aia? Eu am luat-o din mașină, că eu... Bebeți, cu asta se pricepe cel mai bine. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like, subscribe, eu am fost I'm Happy și data viitoare sper să-l găsim pe italian. Oricum o fie el. Eu am fost I'm Happy, v-am pupat, o zi frumoasă, pa, pa.